A fost odată un moș și o babă care aveau 3 feciori. Cel mai mic, Țugulea, era isteț, plin de îndrăzneală, dar abia putea să meargă. La nașterea lui, smeoaica pământului îi luase vinile de la picioare. Bietul Țugulea era tare mâhnit din pricina asta, numai călare se simțea în largul lui. Într-o zi, cei 3 frați porniră la vânătoare, prin pădure. Vânară ei cât vânară și mai spre amiază, se opriră la umbra unui copac, se ospătară și apoi se culcară pe iarba verde și mătăsoasă. Și iată că Țugulea a avut un vis ciudat. Se făcea că o zână frumoasă și bună îi dă un chimiraș fermecat, spunându-i că dacă se va încinge cu el, se va putea preface în orice vețuitoare va voi el. Îi mai spuse apoi că, ajutat de chimiraș, își va recăpăta vinile de la smeoaică. Cum? Nu știți toți ce e acela chimir? A, e o curea lată, dar lată binișor, împodobită cu buzunărașe din piele, din lână sau mătase, cu care să teni și încin mijlocul. În costumul popular de sărbătoare e nelipsit. Ei, și tocmai când era visul mai frumos, calul lui Țugulea ne treză cu putere și îl trezi din somn. Ce vis ciudat am avut. Se făcea ca o zână. Dar n-a fost vis. Uite, chimirul colea lângă mine. Atunci zâna a fost aievea pe aici. Ce-o mai fi și asta? Ia să încerc puterea chimirașului. Țugulea se încinse cu chimirașul. Se gândi să se facă pasăre și dorința îi se împlini. Apoi se făcu om la loc, își puse chimirașul pe sub cămașă ca să nu-l vadă nimeni și plecă acasă. A doua zi, când se duse iarăși cu frații săi la vânătoare, Țugulea îi lăsă să se odihnească, iar el porni de unul singur spre ținuturile smeoaicei. Ajungând, se gândi să se facă alpină și nu știu cum se nimeri, dar intră în casă tocmai când smeoaica cea bătrână vorbea cu fetele ei. Ia vedeți, fetelor, mai sunt la locul lor vinele de la picioarele lui Țugulea. Sunt la locul lor, mamă, chiar azi le-am văzut. Bine, să vă feriți de Țugulea, să-l ocoliți. Și mie mi-e teamă de el, măcar că i-am luat vinele. Îi năzrăvan în pielițatul. Și săgețile lui niciodată nu dau griș. Dacă și-ar pune vinele la loc, m-ar fi vai de noi. Lui Țugulea atât i-a trebuit să afle. A pândit până ce smeoaicele au ieșit din casă, din albină s-a făcut om și a luat vinele și le-a pus la picioare, apoi s-a prefăcut în muscă și a zburat nesupărat de nimeni. Chiar a doua zi, flăcăul nostru, care acum era zdravân și în putere, se hotărâ să scape oamenii din năpasta smeilor. Și ieși Țugulea călare în drumul smeului cel mare, care venea și el tot călare. Cal de paraleu, că doar nu o fi ieșit în calea noastră Țugulea. Că vinile de la picioarele lui sunt la mama după sobă. Dar de unde știi tu așa de bine? Țugulea? Da, eu sunt zmeule. Ia de scale, că să ne luptăm. Zmeu a furisit. După ce îl răpuse pe smeu, Țugulea porni mai departe. Se mai întâlni cu 2 smei mai tineri, îi învinse și pe aceea. Apoi le luă caii și porni spre casă. Și smeoaica cea bătrână, văzând că nu se întorc băieții, le spuse fetelor. Niciodată n-au întârziat băieții noștri atât. Aici nu e lucru curat. Ia vedeți, fetelor! Vinele lui Țugulea sunt ele unde le-am pus eu? Îndată, mămucă!
blestematul! Zmeișorii noștri trebuie să fie răpuși de sugurea, care de bună seamă că vine să se răfuiască și cu mine. Uite ce să faceți, dragile mele. Duceți-vă pe rând și ieșiți în calea lui, dar astfel încât să n-auzi. Într-adevăr, așa, după cum bănuise smeoaica cea bătrână, Țugule al nostru pornise cu frații săi după cele patru smeoaice. Dar iată că, trecând prin pădure, unul din frați zări un butuc de vie și se opri să culeagă câțiva ciorchini. Ia stați, măi! Ia uite ce struguri negri și cu boabe mari, cât da. Prunele! Trebuie să mănânc un ciorchine măcar, că mor de poftă. Chiar, măi, că așa struguri frumoși n-am mai văzut. Așa e? Ia stați, fraților, nu mâncați. De ce? Cu via asta nu-i lucru curat. De ce? Doar am mai trecut noi pe aici, n-am văzut-o. Aveți răbdare să tai eu mai întâi un ciorchine cu paloșul. Ați auzit cum a gemut via? Și pe semne asta a fost una din smeoaice prefăcută în viță de vie. Degustam un bob, pe loc am fi murit. Să știi că așa e. Ai văzut neică ce era să pățim? Și porniră mai departe cei trei frați. În drum întâlniră un prun cu prune mari și coapte. Dar Țugulea la fel tăie prunul din care curse sânge negru. Dădură apoi în cale peste o fântână cu apă rece și limpede, dar când Țugulea înfipse sulița în fundul fântânii și de acolo se auzi un scrâșnet, iar apa se negri. Ai văzut, frățioare, de la ce am scăpat? Da, neicuțule, tot smeoaicele. Ce? Ia stați o clipă, fraților. Ce? N-auziți așa ca un fel de vâjit? Ba... Mi se pare că... Și nu simțiți din depărtare o dogoară așa care parcă se apropie de noi? Uite un norișor de foc care vine încoace. Ce să fie, Țugul? Ce să fie? Zmeoaica cea bătrână, ea a mai rămas. Vine Val Vârteș după noi să ne prăpădească. Ascundeți-vă care pe unde veți putea. Voi descurca eu și singur. Da. Și iute ca prâsnelul, Țugulea se repezi spre gura unei peșteri. Dar abia păși înăuntru că se stârni un vifor năprasnic. Era smeoaica cea bătrână. Venea atât de mânioasă că nu văzu nici peștera, nici pe Țugulea care sta pitit în întuneric. După ce trecu vijelia, plăcăul ieși din peșteră, încălecă și pe aici ți-e drumul. Merse el ce merse, până ce ajunse la o curte împărătească. Și tare se mai minună Țugulea când văzu că jur împrejurul palatului împăratul pusese să se ridice un zid înalt, înalt, de nu-i puteai vedea marginea. Împăratul îi spuse lui Țugulea când află cine este. Bine ai venit, voinice. Ia că de pacostea zmeoaici am ridicat acest zid, dar tot mi-e teamă că nici așa nu voi izbuti să scap de ea. Ei, pe zmeoaicele tineri și pe zmei i-am răpus eu măria ta. Și dacă mă vei asculta, am să-i vin de hac și zmeoaicei bătrâne. Poruncește oamenilor mei, Țugulea, și ei te vor asculta. Ia că măria ta, să facă o gaură în mijlocul zidului aici. Apoi să îngrămădească o stivă de lemne jos și să le dea foc. În acest foc să înroșească o măciucă de fier. Să se facă precum a spus Țugulea. După ce colindă ca o vijelie între pământul, smeoaica se gândi că poate Țugulea de frica ei s-a ascuns în spatele zidului cel înalt și într-acolo porni calul. Orbită de furie, crezu că va putea sorbi prin spărtura zidului pe Țugulea. Și când sorbi odată colo cu nădejde, trase pe gât măciuca înroșită în foc, râcni de durere și pocni de se auzi până la hotarele împărăției. Dragul meu, Țugulea, nu știu cum să-ți mulțumesc pentru binele ce ne-ai făcut.
Te rugăm să rămâi la noi, unde de fi la mare cinste câte zile vei avea. Mulțumesc, Maria ta. Dar iată că boiere prinseră necas pe Țugulea și începură să scornească tot soiul de vorbe pe seama lui. Și ce mai încoace încolo că Țugulea cică vrea să se facă împărat. Iar împăratul uită cât îi era de îndatorat voinicului și început să-și facă tot felul de socotel cum să scape de Țugulea. După o lungă chipzuială cu boiere, îl chemă pe Țugulea și îi spuse: dragul meu, te așteaptă o mare cinste. Care anume, Maria ta? Ai să te duci la împăratul stririlor să o pețești pe fiică sa pentru mine. Ei, ce zici? Ce zice și Maria ta? Ei, atunci, pe când hotărăști ziua plecării? Și mâine, Maria ta. Ei bine, atunci mergi sănătos. Luă Țugulea scrisori către împăratul stririlor, bani și daruri și porni la drum dis de dimineață. Și cum merge el așa, mai ce vede pe câmp un om care înghițea brazdele din urma a 7 pluguri și striga: mor de foame! Mor de foame! Da, grozav, voinic, trebuie să fii omule dacă înghiți brazdele de la 7 pluguri și tot mai strigi că mor de foame! Plăcăule, eu nu-s voinic. Voinic e Țugulea, feciorul moșului și al babii care au omorât-o pe zmeoaică, pe fetele și pe băieții. Da? Apoi să știi că eu sunt Țugulea. Ce mare bucurie! Ia-mă și pe mine cu tine, că poate ți-o-i prinde bine la ceva. Ei, hai că tot n-am tovarăș la drum. Și întotdeauna ți-e așa de foame, prietene? Nu țin minte să mă fi săturat vreodată în viața mea. Ce spui? Mor de sete! Ia stai! Ia privește-i coleas pe stânga! Cine e omul acela care soarbe apa de la 9 izvoare și tot strigă că e sete? Ia n-auzi? Mor de sete! Mor de sete! Apoi acesta e fratele meu, setosul! Hei, setosule! Lăsați-mă că-ți mor de sete! Ha, hai mai bine cu Țugulea, voinicul, și cu mine, că poate o mă întâlni în calea noastră un râu care să spotolească setea aceasta grozavă. De aceea merg cu voi, că poate voi prinde bine și eu la ceva. Ei, hai, că e mai bine în trei când pornești la treabă. Ei, dar pe semne că astăzi este ziua întâlnirilor cu oameni de soi. Ia priviți, rog-vă, pe druneagul din pădure. Ce arătare se vede! Ciudat om, cu o mustață neagră corp și cu una albă colilie. Îmbrăca cu nouă cojoace ca baba Dochia. Și auziți cum se vaită de fig de luz? Vine a crede! Mor de frig, sărăcuță maica mea! Aoleu, mor de frig! Buh, ce vreme păcătoasă! Dar cum te poți văita așa, voinice, pe o zăpușeală ca asta cu soarele în crește, mai văpăi? Aoleu, fita, eu mor de frig! Hai, nu vrei să mergi cu noi? Poate că om întâlni în calea noastră un foc strașnic care să-ți dezmorcească oșcioarele, e? Să fie gura aurită, voinice, merg cu voi că poate am să vă fiu și eu de vreun folos. Ei, haidem că-i mai bine în patru la o treabă bună. Și acum, fraților, a sosit vremea să vă spun pentru ce am pornit la un drum atât de îndelungat. Te ascultăm, frate. Iubiții mei prieteni, m-a trimis un împărat la împăratul stririlor să o cer pe fiică sa de soție pentru el. Dar ce ați rămas așa, păi da, atât de uimiți? Apoi tu crezi, Țugulea, că o să iei pe fata așa cu una, cu două? Crezi că o să-ți dea hapsinul de taică-sul așa de ușor? Da, Țugulea, la grea încercare ai pornit și nu crezi să o duci la bun sfârșit. Am îndrăznit eu singur să mă duc. Dar cu ajutorul vostru, care sunteți oameni, tot unul și unul nostru, va încolo, e? Așa, capul nu mă mai doare. Răzbim. Atunci, cu nădejde înainte. Hai,
Și iată-i pe cei patru voinici sosiți la curtea vestitului împărat. Împăratul, când a auzit că e solie de la vecinul său, i-a poftit de îndată pe Țugulea și pe tovarășii lui în sala tronului. Să trăiești, măria ta! Fiți bineveniți! Care-i solia flăcăilor? Luminate, împărate, să trăiești cu sănătate. Dă-ți mânia la o parte și ne ascultă cu dreptate. Să auzim! Măritul Vârtej, împărat, te roagă să-i o dai pe fata Măriei tale, strălucita domniță Viorica, să-i fie cinstită împărăteasă până la sfârșitul vieții. Voinice Țugulea, sunt gata să-ți dau fata dacă tu și tovarășii tăi îmi veți săvârși cu bine slujbele pe care am să vi le dau, iar de nu, unde vă stau picioarele, vă vor sta și capetele. Aceasta s-o știți. Vă dau soroc până mâine să vă gândiți bine dacă vă încumetați au ba. Răspunsul vi-l dăm pe dată, măria ta. Ne încumetăm. Poruncești. Trei lucruri vă cer. Întâiul, până mâine în zori să mâncați 9 cuptoare de pâine. Dă poruncă, măria ta, să se coacă pâinile cât mai curând. Haide-mi, flăcăi! Și nu peste multă vreme, pe 9 mese lungi de brad, se răsfățau pâini mari cât roata carului și rumene colo desfăceau poftă să muși din ele, nu alta. Ei, neică flămându-le, acum să-ți văd puterea. Nimic pe lume nu-i mai gustos ca pâinea. Puneți-vă deoparte câte o pâinișoară de-asta ca să aveți și voi ce ronțăi. Că eu m-am așezat la masă. Și unde se porni flămândul a cărăbăni la pâini una după alta, de nu te puteai dumeri cum face de le înghite atât de repede. Și până să răsară luna, mesele erau goale, iar flămândul începu să strige ca un ieșit din minți. Ei, slujitor! Ce ați rămas cu gurile căscate la mine? Mai bine vedeți dacă nu mai e nimic prin cuptoare. Curte împărătească e asta. Lăsați să moară oaspeții de foame. Mai mare rușine. Mor de foame, oameni buni. Mor de foame! Mor de foame! Iacă sunt trecut de 60 de ani, dar eu asemenea poznă n-am mai văzut. Și nici să se petreacă pe undeva n-am auzit. Ei, Țugulea, acum a doua încercare. Ascultă, măria ta. De mâncat ați mâncat. Da, măria ta, și ți-aduce multă vie. Chiar dacă unii nu s-au săturat, se cheamă acum că vi s-a făcut sete după atâta pâine. Și se cade să beți cum se cuvine. La voia măriei ta. Hei, pivnice! Poruncă, măria ta. Aduceți de grabă acestor voinici 9 buți cu vin vechi din anul în care s-a născut fata mea, pe care au venit să o pețească. Îndată, mărite stăpâne. Ei, setoțule, e rândul tău acum să ne arăți ce poți. Ah, ce sete mi-e, măiculiță, ce sete. Scoate cepul mai repede, măi, băiete, ce te uiți la mine? Hai, Țugulea, și voi, fraților, vezi câte o sticluță și apoi dați-mă la o parte. Așa, mă, voi de acolo, băgați bine de seamă la ce vă spun. Să fiți cu ochii în patru la mine. Când am isprăvit un butoi, să fie cepul gata scos la celălalt. Că de unde nu, vă sorg și pe voi cu totul. Înțeles, dumneavoastră, ai? Maria ta, ne înfățișăm cu împlinirea celei de-a doua porunci. Da, am auzit. Acum a treia și cea din urmă încercare, flăcăilor. Ascultăm cu plecăciune, Maria ta. De data asta vă vine eu de hac, fiți fără grijă. Trebuia să fac asta de la început, să scap de voi mai degrabă.
N-am înțeles ce a spus Maria ta. Da, da, vorbeam singur. Iată ce vă cer acum. Un lucru de nimic, ușor. Vedeți cuptorul acela mare din fundul curții, în care au fost scoapte pâinile ce le-ați mâncat adineauri? Îl vedem, Maria ta, că doar e cât o casă. E, acum s-o mai fi răcit el o leacă. Dar, după ce va fi bine încins cu nouă care de lemne, am să vă rog să intrați înăuntru și să vă petreceți nu ne știe cât, ci numai o singură noapte acolo. Numai atâta, Maria ta. Ce? Cum? Porunciți să-l încingă cât poftiți, apoi om intra să ne odihnim, că suntem frânți de oboseală. O să vă odihniți voi pentru totdeauna. Și slujitorii au încins cuptorul de tutuia, nu alta. Nimeni nu putea să se apropie, că dogorea mai abitir ca 10 sori la un loc într-o zi de vară. Darmite înăuntru cuptorului ce-o fi fost. Ei, Gerosule, a venit și vremea ta. Ce bine că altfel de geam. Friguroasă împărăție neiculiță. V-ați spus cojoacele pe voi, că știu că o să dărdâiți, de o să vă clănță nedinți în gură. O să dărdâiți, o să dărdâiți. Hai, hai, acineți-vă. Iată că Gerosul își smulse câteva fire din mustața cea albă și le aruncă în cuptor. Și îndată se făcu brumă la gura cuptorului. Hai, copii, copii, intrați. Aoleu, ce frig, nu, ce frig. Hai, și voi, măi ostași, ce vă uitați astfel la noi și vă bucurați că înghețăm aici? Aoleu, aduceți lemne și întăriți focul, că mor de frig, nu. Voi nu vedeți? Ha, ce împărăție friguroasă, măiculița mea! Aoleu! Maria ta, toate poruncile au fost îndeplinite. Am văzut, Suguleu. Ia, fata, du-te sănătos și spune-i lui Vârtej împărat să mă vestească de nuntă. Să trăiești, Maria ta! Maria ta! Țugulea porni la drum. Fata călătorea într-o caleașcă trasă de 4 cai, iar el mergea pe roibul său alături. Dar fata o vorbă nu scotea, numai ofta din când în când și lăcrima. Luminată domniță, mă iartă că-ți tulbur gândurile, dar de ce oftezi într-una? Poate că nu s-ar cădea să-ți răspund, flăcăule. Totuși am să-ți spun. Decât să fiu nevasta împăratului cel bătrân care te-a trimis să mă iei pentru el, mai bine moartă, să știi. Sugulea s-a bucurat în sinea lui, dar n-a grăit nimic și a cam căzut pe gânduri. Iar Vârtej împărat, când se aștepta mai puțin, se trezi la curtea lui cu Țugulea, fata, cei 3 năzdrăvani și mare alai de norod. Vezi, dumneata, împăratul credea că Țugulea va pieri în încercarea grea pe care i-o dăduse. El atunci chemă în grabă mare sfatul împărătesc și grăi cu îngrijorare. Boier dumneavoastră! Iată că Țugulea, voinicul, s-a întors viu și nevătămat cu fata împăratului stridilor. Cum gândiți să-l primim? Eu cred că n-ar fi bine să-l primim cu cinste și cu laudă. Ce? Dacă îi vine poftă să domnească în locul Măriei tale. Da. Mai bine ne-am scăpat de dânsul. Da. Să-i punem o travă în mâncare la ospățul din astă seară, Maria ta. Ba, eu cred că nu-i bine gândit așa. Țugulea a izbutit cu cinste să aducă la îndeplinire tot ce am cerut. Cu un asemenea viteaz e mai înțelept să trăim în bună înțelegere. De aceea socot că mai nimerit lucru este să ia el de soție fata pe care a dus-o și să se ducă sănătos de la mine unde o voi cu prietenii lui cei năzdrăvani cu tot. Drept ai vorbit, Maria ta. Așa să facem. Să vină Țugulea, fata și prietenii lui aici. Amin.
Să trăiești, Maria ta! Țugulea, iar te-am chemat ca să spunem ce-am hotărât. Ascultăm, Maria ta! Ești tânăr și viteaz. Ne scăpat țara de zmei. Te-ai străduit să o aduci de peste țări și mări cu neînchipuite greutăți la curtea noastră pe prea frumoasa fată a împăratului strigurilor. Așa că, Țugulea, tu ai izbutit să iei fata de la cel vașnic împărat care e tatăl ei. A ta să fie fata. Bine ai judecat, Maria ta. Mulțumim, mărite împărate. Du-te sănătos, Țugulea, unde vei voi. Iată și eu cu daruri bogate te voi dărui. Și nu uita, rogu-te, la nuntă să mă poftești și pe mine. În satul meu mă duc, Maria ta, la părinții și la frații mei iubiți, să-mi vadă și ei mireasa. Și iată că plecă Țugulea cu mireasa și fârtații lui. Și dacă n-or fi murit, apoi de bună seamă că mai trăiesc și asta. Iar eu încălecai pe o roată și vă spusei povestea toată.